Ziua Principatelor Române va fi marcată anul acesta printr-o serie de manifestări militare care vor fi precedate de alocuțiuni din partea autorităților. Anul acesta va fi reluată Hora Unirii. După manifestările din Piața Unirii va fi oficiată slujba de Te Deum la mormântul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de la Biserica Trei Ierarhi, iar seara de la ora 18 va avea loc ceremonia de retragere cu torțe pe traseul Muzeul Unirii, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Palatul Culturii. Programul oficial va începe odată cu ora 11 cu serviciul religios realizat de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei și de către reprezentanții Bisericii Catolice, după care, bineînțeles, conform tradiției, vor exista discursurile publice, parada militară și în timpul desfășurării acestor activități, mă refer aici la parada militară, dacă timpul va permite, va exista și un survol aerian din partea MAPN,